A fost sărbătoare mare în comuna Zvinița din județul Mehedinți. Primarul comunei Nicolae Curici a organizat o zi specială dedicată femeilor din comunitate pentru a le celebra așa cum se cuvine. Luna martie este cunoscută drept una dedicată în exclusivitate femeilor. O dată pe an, în prag de primăvară, sărbătorim Ziua Femeii în toate ipostazele sale: mamă, fică, soră, soție, iubită sau colegă. În aceste zile, femeia este apreciată mai mult decât oricând. Nici autoritățile locale din comuna Zvinița nu au uitat să își arate aprecierea față de reprezentantele sexului frumos din localitate. Astfel, primarul comunei Nicolae Curici a dorit să realizeze un eveniment inedit pentru a celebra femeile din comunitatea sa. Acesta a avut loc în cadrul Căminului Cultural din Zvinița și a început cu evocarea a 693 de ani de la prima atestare documentară a Zviniței, urmat de un scurt program artistic prezentat de elevii școlii gimnaziale din comună, dar și de degustarea atât a papricașului zvinician, cât și a produselor tradiționale. Primarul comunei Zvinița, Nicolae Curici, este un om al comunității și de fiecare dată încearcă să-i apropie pe cetățeni prin astfel de evenimente, menite să aducă zâmbete, socializare, dar și ducerea tradițiilor mai departe. Deoarece comuna Zvinița are un istoric cu tradiție, fiind totodată amplasată într-un decor de poveste.